Anul acesta, bucovinenii sunt cei mai buni din lume la categoriile folclor a cappella și muzica sacra a cappella. Corala Ciprian Porumbescu, a Asociației Sing Bucovina din Suceava, a obținut 2 medalii de aur la cea mai mare competiție de muzică corală, desfășurată săptămâna trecută în Coreea de Sud. World Choir Games a reunit 324 de coruri din 48 de țări. Interpretarea extraordinară și tehnica deosebită ale membrilor coralei au adus 2 medalii de aur țării noastre la categoriile folclor a cappella și muzica sacra a cappella. Pentru aceste secțiuni, corala a pregătit 4, respectiv 5 piese, o parte dintre acestea având și un stil arhaic. A fost un concurs destul de dificil pentru că au participat și noi am concurat efectiv cu 324 de coruri din întreaga lume, multe din partea asiatică pentru că acolo s-a desfășurat concursul, dar multe și de valoare foarte mare. Competiția a fost destul de dificilă și pentru noi pentru că ne-am propus să interpretăm repertoriul pe de rost în ambele categorii, și muzică sacră și muzică folclorică. Și pe lângă asta am zis că totuși este necesar să aducem și partea aceasta a folclorului mai puțin cunoscută, mișcarea scenică, dansul, pe care cred eu că am făcut-o cu o mare valoare și o mare autenticitate pentru noi, atât cât se poate pune într-un program de muzică folclorică, dar coral vorbind. Și pe lângă aceasta și regia a fost destul de dificilă pentru noi, pentru că una este să cânti, alta este să cânti și să te miști în același timp și să mai privești și la cel care este în față și dă indicații și așa mai departe. Dar am comunicat din priviri și cumva din suflet. Am fost aproape suflet către suflet. Mulțumirea aș vrea să adresez și corepetitorilor care m-au ajutat foarte mult și ne-au ajutat pe noi ca formație corală, doamna Ioana Cămară și doamna Nelly Târnovan. Corala Ciprian Porumbescu din Suceava a fost reînființată în anul 2012. În componența coralei mixte există membri din mai multe orașe ale țării, Bacău, Neamț, Iași, Botoșani, Cluj, Oradea, dar și din Republica Moldova. Majoritatea dintre aceștia se regăsesc și în corul Catedralei Arhiepiscopale Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Corala aparține Asociației Sing Bucovina din Suceava și a obținut de-a lungul timpului numeroase medalii de aur și argint. Trebuie să mulțumesc eu ca organizator, colegilor mei, dirijorului Alexandru Semeniuc, tuturor pentru implicarea aceasta fenomenală, pentru că doar participarea în sine este un succes pentru lumea, dar cele 2 medalii pe care le-am câștigat este o bucurie imensă. Mulțumim partenerilor noștri pentru că suma de 300.000 de lei pentru deplasare și masă și cazare a fost clar strânsă prin intermediul partenerilor și partenerul principal este primăria municipiului Suceava, prin intermediul domnului primar Ion Lungu, căruia îi mulțumim. Și trebuie să ne gândim că acest punct, acest World Choir Games de anul acesta, este doar începutul în ceea ce înseamnă ascensiunea noastră, care oricum are o tradiție de 11 ani în Europa, dar acum am ajuns la nivel mondial, pentru că ne pregătim și ne dorim proiecte foarte valoroase și frumoase și în viitor. Pentru sprijinul necondiționat de care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a dat dovadă prin echipa media și prin al preasfințitul Calinic, am vrea să mulțumim din suflet pentru că, iată, sunt parteneri și sunt părtași la acest eveniment istoric. Și acolo unde este biserica, întotdeauna este și succes